Bine ați venit la o altă lecție CSS. În această lecție vom vorbi despre proprietatea font family și vom șterge de unde găsim font family. Și acum ne ducem aici sus și după cum v-am arătat, dacă vreți să aveți totul scris în general pentru toate elementele într-un anumit stil, folosiți body deasupra tuturor selectoarelor, da? Imediat vă explic. Verdana, Arial, Geneva și Arial Black. Salvăm, Ctrl S. Și îi dăm reload. Bun. De ce am scris astfel? Va încerca să vadă dacă este instalat mai întâi fontul Verdana în calculator, da? Dacă nu va găsi fontul Verdana, va încerca să caute Arial. Dacă nu găsește Arial, va căuta fontul Geneva. Dacă nu găsește Geneva, va trece la fontul Arial Black. Dacă nu găsește niciunul dintre astea, dar mi-a găsit din prima Verdana, da? A scris cu Verdana, dar dacă nu ar fi fost instalat sau nu va fi instalat niciunul din acestea în serverul în care este trimis site-ul, va scrie cu fontul de bază pe care îl va găsi, fontul original de bază. Dar trebuie să avem în vedere că trebuie să scriem cu fonturile care sunt cele mai folosite, cele mai căutate. Astfel că nu vrem să utilizăm un font care nu prea este folosit. S-ar putea ca acel server să nu l-aibă instalat și astfel browserul de internet nu îl va putea folosi. Deci dacă este un font interesant cu stil, dar nu prea este folosit, nu prea îl au calculatoarele instalat, da, decât dacă vrei tu să-l instalezi, s-ar putea să ai o șansă să nu meargă. Deci, astea sunt cele mai generale fonturi și vreau să vă spun că Verdana este folosit pentru calculator, PC, Arial este folosit pentru PC și Mac, Geneva este folosit numai pentru Mac și Arial Black este folosit pentru PC și Mac. Și cam asta a fost și cu această lecție.